Iată, cum se face atunci că, deși suntem îndemnați de cartea lui Zoia să fim cumpătați, să fim smeriți, o editură de carte vă invită să mai luați încă o carte care vă spune să fiți cumpătați. E asta da temă de gândit și pentru noi și pentru public. Ideea este că lecția lui Zoia, să spunem așa, sau viziunea lui începe cu un lucru extraordinar, că dorința, cu un citat extraordinar, că dorința aparține copilului, înfrânarea aparține adultului. Un lucru extraordinar, pentru că eu îmi permit în continuare să-mi doresc și mai multe intervenții și mă bucur de un statut privilegiat întotdeauna, pentru că mi se permite, copil fiind, să tot pun întrebări. Alături de noi se află Iulia Feordeanu, psiholog, una dintre persoanele care, în general, în ceea ce privește dezvoltarea colecției Jungiana, face posibile intermedieri cu multe personalități. De data aceasta, Iulia, cred că îți revine ție dorința mea îndreptată direct către tine să ne spui câteva cuvinte despre Luigi Zoia și despre contextul în care acest personaj extraordinar de o înaltă ținută intelectuală reușește să ajungă în colecția noastră și reușește să ajungă și la București în numai puțin de 2 săptămâni de acum înainte. Îți mulțumesc că ești bună. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc că m-ați adoptat pe lângă echipa voastră. De fapt, povestea este puțin mai ocolită, cum am ajuns să-l cunosc pe Luigi Zoia și editura Herald. De fapt, a fost prin intermediul unei metode de suport emoțional pentru copii, Sandor Expressiv, care este dezvoltată în întreaga lume de către Asociația Internațională de Sandor Expressiv, condusă de Eva Patis Zoia. Nu este o coincidență, este chiar soția lui Luigi. Și lucrând în proiecte de Sandwork, m-am îndrăgostit de această metodă. Mi-am dorit foarte mult ca această metodă să fie cunoscută de cât mai mulți oameni care vor să sprijine dezvoltarea copiilor din medii defavorizate și astfel am ajuns să cunosc editura Herald. Exact acum un an. Atunci am colaborat cu Herald foarte bine pentru a aduce publicului cartea Sandor Expressiv, pe care o puteți găsi în colecție. Și iată, acum sunt onorată să fiu din nou aici și să fie ajutat într-o oarecare măsură la venirea pe lumea editorială românească a cărții lui Luigi Zoia. Cum spuneam, Luigi, de fapt, cum au spus colegele mele, Luigi Zoia este o personalitate recunoscută în lumea psihanaliștilor. El a fost aproape 10 ani președintele Centrului Italian de Psihologie Analitică și apoi, 3 ani de zile, a fost președintele Forului Internațional al Psihologilor de Orientare Analitică, al analiștilor jungieni, Asociația Internațională de Psihologie Analitică Jungiană. Este o persoană foarte ocupată și preocupată, tot timpul studiază câte ceva. În acest moment este preocupat de studiul regimurilor totalitare și cu această ocazie va veni să viziteze și țara noastră. Și la invitația editurii va susține o conferință peste 2 săptămâni. Dacă urmăriți postările editurii Herald, veți ști mai multe și vă va spune și Andreea mai multe imediat. Deci, practic, mă consider că am fost norocoasă și cred că toți suntem norocoși să îl putem întâlni în 2 săptămâni pe Luigi, pentru că este un om cu adevărat preocupat să înțeleagă atât sufletul omenesc în prezent, cât și istoria sufletului, dacă vreți, mitologia, felul cum miturile pe care noi am uitat încă ne determină comportamentul și ne conduc în mod inconștient. Luigi a fost, de altfel, înainte să devină analist junghian economist și această formare inițială a lui se regăsește destul de bine în scrierile sale. Deci sunt cărțile lui sunt cărți pentru publicul larg, dar și pentru cei interesați în mod special de psihanaliză. Nu știu ce să mai zic.